Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la punctul culminant. Este, după cum v-am promis, seara exclusivităților. Dăm imediat o nouă lovitură de presă și vă prezentăm probele care detonează prezidențialele, și propaganda rezistă. Avem diploma Elenei Lascon. În ce hal a terminat facultatea, aflați în doar câteva clipe. Ce note rușinoase are la engleză și la disciplinele de bază. Secretul scandalos al Lenuței de la USR și ancheta banilor europeni. Dovada că fondurile primăriei au ajuns la prietena eroină. Nuții Valerica Lasconi poze cu prietena mufată la contractele pe bani publici. Poțomănie ca la Clotil, iar justiția nu se pune de această dată la reziști. Pufoșilor am prins-o. În această seară aveți ce vedea și ce comenta. Și cumpăna unui celebru milionar al României, salvat miraculos în spital, scos cu infecții de la privat. Comentăm și asasinatul care a zguduit România și vă prezentăm descoperirea momentului, ora execuției și motivul crimei. Avem dezvăluiri bombă. Vedeți și probele care răstoarnă complet ancheta, precum și anunțul procurorilor. Șacalul vânător de femei suspect de crime în serie. Noul caz i-a șocat chiar și pe criminaliști. Investigatorii România TV fac dezvăluiri de la locul ororilor. Și ne întoarcem la umilirea profesorului Bulai după infarct, circul în cătușe continuă. În ultimul rând, ne oprim la incursiunea rușilor în România, ce a spus și de ce Raed Arafat populația aflați în doar câteva. Acestea fiind spuse, dați-mi să o prezint invitații, să le mulțumesc că stă alături de noi și să trecem la treabă. Avocata penalilor lui Alice Drăghiș, să rămână. Bună seara, că ieri am suferit, m-a înșelat, nu cu o doamnă, cu două. Cu două doamne, în direct, exact. La o oră de vârf și de maximă audiență. Una mai drăguță decât cealaltă. Ce ne facem, nu? Am plâns. Ghinion, cum ar zice un clasic în viață. Îl salut de asemenea pe deputatul PSD Radu Cristescu. Bună seara, domnule. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Daniel Fenechiu, parlamentar al Partidului Național Liberal. Bună seara, senator. Tudor Păcuraru, colonel în rezervă și scriitor. Bună seara, domnule colonel. Vă salut, prieteni. Sunt împreună cu noi. Dan Andronic, director evenimentului zilei. Bună seara, Dan. Îți mulțumesc și ție. Și nu în ultimul rând, o salut și pe Iosefina Pascal, jurnalist de investigații. Bună seara, Iosefina. Mulțumesc că ești împreună cu noi. Bună seara, mulțumesc de invitație. Breaking news. Ipocrizie grețoasă a primăriței rezist. Am aflat trecutul tumultuos al Elenei Lascon. Șefa USR, care se visează președinta României, și-a luat licența abia la aproape 30 de ani, după ce a urmat cursurile universități private obscure și neacreditate din DEVA. Media ei de absolvire a anilor de studiu a fost, țineți-vă bine, 6,93. Mai mult, Lasconi a mințit în CV-ul său oficial că ar fi terminat Academia de Studii Economice din București. Nimic mai neadevărat. Elena Lasconi a terminat facultatea în anul 2001, iar media de promovare nu îi face cinste. Liderul USR a reușit să obțină o medie de 6,93. Mai mult, Lasconi a absolvit o universitate privată, puțin cunoscută. Pe diploma de licență scrie clar că primărița rezist a obținut titlul de economist acordat de Universitatea Ecologică din Deva, facultatea de management. România TV a reușit să obțină și foaia matricolă a Elenei Lasconi, iar notele din timpul facultății lasă de dorit. În mare parte, șefa USR și-a luat examenele cu nota 5. Candidata rezist vrea să negocieze cu UE și NATO, însă în certificatul de competență lingvistică apare negru pe alb că Lasconi a obținut nota 6,80 la engleză.
Mai mult, universitatea la care Lasconi a mers era neacreditată, astfel că examenul de licență a fost organizat la ASE în București în anul 2001, la 10 ani după terminarea liceului. Academia de Studii Economice precizează în diplomă că Lasconi a urmat cursuri la DEVA, nu la București. Surprinzător, primărița Rezist precizează în mod fals în CV că a terminat ASE București. Facultatea Ecologică, Universitatea Ecologică din Deva, unde a fost? La patiserie? Unde a fost? Nu știam că există o sucursală la Deva, acestei universități ecologice, care era în vogă, într-adevăr, prin anii 90. Era prima universitate privată. Era prima, într-adevăr. Mi se pare că și română-americană a fost înființată cam tot atunci. Deci Dolphy Dreamer, da. Da, a absolvit liceul în 1991, înțeleg, pentru că universitatea era neacreditată, a trebuit să aștepte ca o instituție de stat să organizeze examen de licență. Aia la 10 ani, ne mai luăm de la 10 ani. Și asta s-a întâmplat după 10 ani, da. Iar și universitatea aia din Deva a chinuit-o și a terminat-o cu o medie jenantă. Doamne, dar nu că a chinuit-o, deci mă uit pe medii, doamne, jur, deci mediocritate e un cuvânt eroic, istoric, da. E de piedestal, e de soclu, cuvântul mediocritate. Deci... Adică elitiștii ăștia de la USR au președinte-o proastă, asta să... Nu că nu proastă! Nu, de ce? De ce o jignești? Poate femeia inteligentă și n-a fost pasionată. A fost tot... N-a fost pasionată. Când a apărut USR-ul, au venit băieții aia și au zis toți aveau facultățile așa. Iar la Deva, să-l abelian pe Someș, nu știu unde dracu are facultatea. La Deva? La Deva. Dar eu am pus întrebarea asta. Puneți cuvântul proastă cum vreți, în ghilimele, în ghilimele. Adică elitiștii... Prost pregătită. Bă, la 6-9 ești proast, la 6 cât ai... Nu, ești proast pregătită, da? Poți să ai un intelect strălucitor, dar să nu-ți placă facultatea. Dar cum acceptă USR-ul? De ce a ales facultatea asta? Dar cum acceptă USR-ul? Dacă a taputul femeia la cum acceptă USR-ul chestia asta? Bun, că mai sunt unii care au mințit pe acolo. Păi, dar la Vlad Voiculescu nu ne-am chinuit altă zile să vedem unde a terminat liceul. Ți-a dat o adeverință de la spălătorie de la Lidl sau ceva în genul ăsta. Deci cum asta e concluzia, nu? Dacă ei l-a scuturat... Unul la mână, doi la mână. Poate la Deva avea relații Radu Timofte și trebuie să o acolo să facă studiile. Nu, din Deva e ea, din Hunedoara e ea, din județul Hunedoara, din Hațe. Și era lângă casă. Ori la vremea respectivă nu cred că se cunoștea cu Radu Timofte dacă mă... Dar când s-a angajat la SRI? Diploma? Ia când s-a angajat la SRI? Diploma este... Când cursurile de când s-a... Ea susține că nu s-a angajat la SRI. În 2001, da. Nu, nici n-a fost angajată. La SRI? Nu. La SRI, nu. N-a fost angajat? Nu. Deci în anul... data la acoperiț, da. Data eliberării foii matricole, Dan Andronic, este 10-7-2001. Doamna Lasconi a terminat liceul... Nu, că m-am uitat. În 1995 lucra la ProTV. Da. Și apărea în fiecare seară, dacă mi-aduc eu bine aminte. Și și-a dat licența la București, la ASE, când era deja... Nu, era reporter. A fost corespondent la Hunedoara, da. După care a venit în București. Reporter de teren. Deci era deja vedetă când și-a dat... Dar cum acceptă ăștia, mă, frate, să fie asta președinte? Nu știu, dar nu erau ei cu transparența. O să bată cu diploma peste cap, ce să... Nu erau ei, domnule colonel, nu strigau ei că apucați să pună ciolacul cu diploma pe masă, să punem actele pe masă. Să... Curios, i-au băgat aceste bile în joc, iar acum bila e biliard, le vine exact în nas. Dar urât de tot, adică... Dar și faptul să minți totuși, să zici că ai terminat ASE-ul. Adică, ăsta e modul de operare la ei, minciuna, hoția. Bine, pentru că a dat licența la ASE. Dar mi se pare interesant, se pare măcar, dar a spus-o cu șustă, cum se spune în oraș. Dar nu, ea spune că este absolventă de ASE, ceea ce este o mare minciună. Pentru că există certificatul, sau cum se cheamă ăsta, de absolvire. Este dat? Care e de la ecologică. Da, de la ecologică. Acolo, durata studiilor la Universitatea Ecologică din Deva. Lasă-mă. Dacă erai student, era ok. Facultatea de Management în Economia Turismului și Comerțului Internațional, profil economic la Deva, acolo erau căzuțe aia pe comerț internațional, specializarea Management în Economia Turismului și Comerțului Internațional de 5 ani curs de zi. Și este... Medie generală de promovare a studiilor 6.93, seria și numărul diplomei de licență și așa mai departe. De când a terminat facultatea, era lucrat deja? Ți-a spus Andronic că lucrat în 1995. Păi stai atunci, și cum a făcut cursul de zi, fratele meu? Dar prezența nu mai era obligată. Păi dacă erai la București. Nu era prezența obligată, era la Hunedoara, era corespondent. Era la Hunedoara, era corespondentul ProTV la Hunedoara, era corespondent local.
Și prezența nu mai era obligatorie. Și eu am beneficiat de această cucerire revoluționară, nu, drăguț. Nu mai era prezența obligatorie. Asta a fost marele câștig al revoluției din decembrie 89. Nici armata nu mai era. Ăștia să ne ducem la... Nici armata nu mai era obligatorie. Da, nu știu, ai pierdut foarte multe lucruri. Domnul Fenechiu, dumneavoastră, cu cât ați terminat? Dacă tot ne batem în... Cu 8. La stat, la stat? Nu, la Spiru Hare de la, din Bangladesh. Nu, da? A terminat la stat, ce vorbim aici. Și era un student... Nu, am și vorbit data trecută de... Bunicel, așa, nu se bunicel, umora prea nu strălucitor, tare la Constituțional. Era așa mai pe... Știi cine era extraordinar? Victor Ponta. Da? Adică foarte conștiincios. Ponta scoate diploma și tu nu contează să nu candidezi la nimic. Acum e momentul... Ponta a terminat comedie mare. Acum e momentul pe diplome. Venise pe învățătura aia de liceu. Eu vreau o reacție oficială de la partidul elitiștilor ăștia. Bine, eu am avut niște șefi de promoție spectaculoși. Actuala președintă în alte curți, Corina Corbu, Gabi Zbârcea, și a fost altele. Au fost trei care au terminat cu 10. Adică... Da, și eu am terminat cu 10. Și tu ai terminat cu 10? Evident, dar de-aia sunt favorit. Și ați ajuns într-un studio. Șef de promoție pe țară. Dumnezeule, mă simt. Că nu mi-a plăcut cartea. Dumneavoastră? Da. Vezi ce facultă? Și Ciucă să știe, apropo. Era mai terminat. A intrat primul și... Adune tu la realitate, Iosefina, că... Se vede că nu ai citit cartea. Hai să ne mai întoarcem. Țineți minte cum făceau mișto de diferiți parlamentari de la PSD, că au făcut facultatea la 30 la bătrânețe, de ani, adică... da, da, da. Exact. Și că n-au fost în stare să o facă la stat, au făcut-o la privat la bătrânețe. Iată ca un cel mai elocvent exemplu. Ba chiar o criticau parcă pe Alina Gorghiu, că de ce a făcut privat dreptul, da? Mi-aduc aminte pe Elena Udrea, mă rog, nu mai spunem că n-a profesat, să spunem, în domeniul respectiv. Dom'le, impostura, asta e cel mai deranjant. Nu și-asumă, mă, niciunul că au făcut facultate pe genunchi, să aibă o diplomă, să ocupe. Nu, mă, dar dacă ai mort un dulap, de ce te-a pus să vorbești? De ce te-a pus să mănânci la sat? Dar nu e adevărat că toți erau urcați pe garduri când... Nu e adevărat că Elena Udrea n-a profesat. Eu a fost avocat. A avut că am avut la Constanța Comercială o firmă unde, al cărei avocat a fost Elena Udrea. Și când mi-au predat dosarele, erau niște dosare foarte frumos organizate, cu opis de dosar, cu chestii, și am întrebat cine a fost avocatul. Mie nu spunea nimic la data Elena Udrea, că era foarte mult. Dar ulterior am făcut legătura cu... Da. Nu, a fost stagiara unui maestru, la Paul Vărzaru, care s-a prăpădit săracu, și erau trei... Paul Vărzaru a fost maestru ei, și care era de gardă veche. Mai era un avocat Vâlcu, dacă au fost asociații. Erau, a fost cineva societatea mare, Vâlcu și Vărzaru. Avocatul Vâlcu fusese avocatul evenimentului zilei, 90. Ok, hai să ne întoarcem la... Și Vărzaru era avocatul zărului ziua, ca să... Da. Ca să... Eu cred că are bazin electoral la Sconi. Am văzut un sondaj recent, făcut de niște ONG-ști, 34% dintre români consideră că facultatea e degeaba. Deci mă gândesc, uite, oamenii ăștia... Păi nu, dar stai un pic, votanților, și aici mă adresez susținătorilor lor, domnul Pleșu, domnul Cărtărescu, domnul Ghice, domnul Patapievici. Cum puteți să susțineți o asemenea submediocritate? Dumneavoastră, care aveți studii înalte, care ați probat competență și dorință de cunoaștere. Sunt la un pas de premiul Nobel. Pe bune, domnul Cărtărescu e vorba aia, aproape câștigătorul al premiului Nobel pentru literatură. Domnul Cărtărescu, vă citesc așa. La română cât avea? Păi nu făcea română, mă lase. Matematică 1, 5. Era la ASE, nu era pe română. Matematică 2, 5. Statistică teoretică 5, de-aia nu le iese la ăștia cu sondajele la USR niciodată. Că... ecogeografia turistică a României, 5. Ecogeografia turismului, 6. La cealaltă 10, că 699 numai cu 5 nu-ți iese. Organizarea și valorificarea spațiului arhitectural pentru turism și comerț, 5. Finanțele întreprinderilor în turism și comerț, 5. A luat 8 la știința alimentației și tehnologie culinară. La Bulai cât a avut? Informatică economică, 8. Dreptul comerțului internațional, 8. Ecogeografia economică a lumii, 8. Uite, mă, 9. Managementul resurselor umane. De-aia merge bine primăria. Asta e mare șmecherie, managementul resurselor. Bazele marketingului 5, aici a zbârcit-o domnul Cărtărescu. Dumneavoastră ce ziceți de situația asta? De avem o situație. Studiul comportamentului partenerului și al consumatorului. 10. Ai văzut că a luat ceva 10? Ai văzut? Management comercial 10.
proiecte economice, 10. Deja era în anul 5, era vedetă la ProTV. Era vedetă la ProTV de la momentul respectiv. Dar, domnilor, domn Pleșu, domnul Liceanu, domnul Cărtărescu, domnul Patapievici, păi ce facem? Defilăm cu submediocra asta? Ați zis că nu vă place de Ciolacu, că a făcut școala la bătrânețe și la privat. Păi și asta ce-a făcut? Mai rău. Dacă mă uit pe notele ei și mă uit pe notele lui Ciolacu, Marcele, profesor universitar doctor, honoris causa, ce vreți dumneavoastră? Pe bune. Păi hai să ni le asumăm. Să nu exagerăm, nu? Totuși. Cu toată dragostea, îmi pare rău. Profesor universitar doctor. Diploma domnului Ciolacu. Are note mai bune. Filește pe asta, îmi pare rău. Foaia matricola domnului Ciolacu e spectacol pe lângă asta, domnul Fenechiu. Hai să avem grad de comparație, nu? Ne concurăm la președinția României. Hai să ne dăm la BAC, nu? Diferența este 10%. Păi de ce diferență la BAC? Eu la BAC am fost al treilea, la facultate am fost o mediocritate. Nu înseamnă că dacă am fost eu genial la BAC, la facultate am fost la fel de. Spre exemplu, eu anul 2 am terminat cu 5,84 la facultate. E drept, anul 5 cu 10. Sau aproape 10. Deci e pe sinusoidă, domnul meu. Și de preocupare. Băi, și dacă am făcut anul 3 de 3 ori, cum să... De 3 ori? Anul 3? Eu doar de 2. De ce și pe tine te-a lăsat femeia? Se cheamă că... Eu am avut o cumpănă, de fapt ne-am lăsat unul pe altul. Ne certam, ne împăcam și m-am gândit că ar fi bine să nu mai ajung la școală, că era Crăciun. Se cheamă că n-ai dat dubla, ai dat tripla. Asta am pățit și eu, nu m-am mai dus la... N-ai dat dubla, ai dat tripla. Păi da, dar tu nu candidezi la președinția României, doamna, dar că nu peste un colonel. Dar se pregătește, nu vezi că deja ne spune niște lucruri. Deci nu merge, nu. Ziceți, domnul Culoș, spuneți ce să mă cruceți, domnule. Domnule, urla cu vreo 3-4 zile că a apucat că Ciolacu este un submediocru. Dacă asta înseamnă elitism, eu sunt papa de la Roma, domnule. Acum am înțeles, văzând că a luat 5 la matematică și 5 la statistică, faptul că nu înțelege că un președinte nu poate fi ales direct din turul întâi. Spre exemplu, aici are problemă, da? Și cu legislația. Are o problemă cu înțelegerea mersului apei în natură, în general. Dar acum am înțeles. Chiar m-am întrebat cum poate să spună prostia aia. Numai statistica o încurcă. Matematic poate fi ales. Păi stați un pic, că la statistica a avut 6, n-ați înțeles? Bun, 6 mai mult decât 5. 6 e mai bun decât 5. Știi care e marea pierdere? Că nu exista materia proiecte și fonduri europene pe vremea aia. Stai că ajungem la proiecte și fonduri europene. Uite, ACI. Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Management din Deva. Deci... Specializarea, management în economia turismului și comerțului internațional, certificat de competență lingvistică. Domnișoara Lăsconi, V. Elena Valerica, se cheamă Lăsconi, în buletin, absolventă a Facultății de Management în economia turismului și comerțului internațional, curs de zi, a susținut examenele la limba engleză. În anii 1-5 de studii și a obținut media generală 6,80. Prezentul certificat e valabil numai pentru înscrierea în vederea susținerii examenului de licență. Păi, doamna doctor, ce faceți? Vă dor mâinile dacă vă întâlniți cu Trump. Păi, Marcel și-a luat profesor. Ne-a spus în seara asta. Are profesor de engleză, profesor de economie. Dumneavoastră, de ce aveți spus? Era să zic o prostie. Ziceți, domnul Cristian, nu vă sfid, dar nu ziceți. Acum, mai contează una. Băi, dar nu, serios, e distractiv faptul că ăștia de-al de năsui, de-al de ăștia. Mai era moșteanul la care am mințit pe toată lumea că a terminat facultatea. Și moșteanul a avut o cumpănă cu terminatul facultății. Înțelegi? A început una, s-a prefăcut că a terminat alta. Mă rog, cum s-a descurcat și ăsta de pe Tinder, eroul de pe Tinder. 11 ani i-a luat până a dat licența. Da, a făcut ne-a dat un certificat. E cam ca asta, de la Universitatea Ecologică, de la Deva. Cam așa a rapis a luat la Viena. Știi că până la urmă era un atestat de bune maniere și veselie. A urmat un curs la Viena, nu facultate, nu universitate. 11 ani. Un curs. Ai lasă-l încolo de curs, că ăla ține o lună, două. Bă, nu știu ce mă deranjează când vă spun. Și păi poate, nu ne deranjează. Nu, când folosesc cuvântul, băi, fratele meu, în afară că minciună, de ce vă deranjează când a zis, domnule, prost? Păi prost! Pentru că prost înseamnă altceva. Prost, de ce? Nu, păi, uite, prost înseamnă... Și pe mine, nu, și pe Radu, mine mă făcea... Mă, învățătoarea mi-a făcut că-s prost. Profesorul mi-a zis că-s prost. Păi dacă eram prost... Păi stai cu ideea, cum ce să-ți faci? Băi, ești prost, nu poți. Prost înseamnă un om cu... Încerc să... Îmi pare rău de copilăria ta. Încerc să definez. Prost înseamnă un om cu o inteligență submedie. Elena Lăsconi nu e o proastă, cu toată dragostea. Elena Lăsconi e o femeie care îi merge mintea. Nu-i merge mintea la ce s-a străduit ea să absolve la Deva, la patiserie acolo. Bă, bun, de ce minți?
Ai terminat? E o bună de întrebare. Ce minți că ai terminat ASEU? De da, ce? Asta e într-adevăr de rahat. Bă, frate, și vrei să fii președinte la politicieni și dacă vă uitați, nu e numai în România. Dar de ce trebuie să te împăunești? Da, în Statele Unite, din când în când, descoperă pe câte unul care spune că a terminat o facultate pe care n-a terminat-o sau a făcut ceva să dă mai rău decât era. Că a fost în comando, că a fost în... și cum acum problema cu vicepreședintele, cu Tim Walz, care au descoperit că, de fapt, s-a înscris în garda civilă ca să nu fie luat... Să nu fie încorporat. Să nu fie la prizonier. Nu, să nu fie încorporat, că pe vremea lui se mergea în Vietnam. Doamna Lasconi s-a înscris la ecologică, la DEVA, garda civilă, garda civilă. Dar domnule... Păi nu, dar zic, e o boală. Eu nu înțeleg de ce mai intră pe un teren în condițiile în care știi că ai o problemă acolo. Bun, și de pentru ce că e foarte greu să mai presupui că în ziua de azi, în lumea de azi, lucrurile astea nu se află. Nu, dar cu nu, de ce pornești cu o minciună? Explicația este alta. De regulă minți. În momentul în care nu te gândești că vei ajunge undeva unde toți vor fi cu lupa pe tine. Păi nu, dar acum atacul la Ciolacu, păi bun, astea nu sunt minciuni. De competențele lingvistice. Astea nu sunt minciuni care sunt făcute acum recent. Sunt minciuni, a început, a propovat această chestiune și a scris-o pe CV-uri, ele au fost preluate și a ajuns la un moment dat în care păi nu, dar stați un pic, dincolo de răstogolul ăsta peren, există prezentul în care doamna Lasconi este, cum îi spune și numele, extrem de prezentă în social media și pe televizoare, da? Și în care ne explică faptul că ăla e agramat, ăla n-are carte, ăla nu știu ce. Păi frate, când ai mort un dulap, fentează-o, șutește-o. Te-ai învățat cu această chestiune, da? Ai și explicația. O să spui, domnule, în limbajul mentalul colectiv, științe economice înseamnă ASE, da? Asta a fost explicația că mi-a dat-o mie cineva care a fost în situație de genul respectiv, chiar cu un dosar. Păi nu, nu, i-a spus că a terminat ASE-ul la București, atunci, domnul Fenezi. În mentalul colectiv, politicii mai e mai tiu. Știi ce mi-a spus persoana? Da. Mi-a spus, băi, ce, înainte de 89, da, dacă făceai științe economice, nu spuneai ASE, indiferent ce... Spre exemplu, în unele locuri de țară, cum ar fi Craiova, era ISE. Era Institutul de Studii Economice, nu era Academie. Contează mai puțin aspectul ăsta. Da, știu. Ideea de bază asta era, știi? Și oamenii se leagă de o asemenea explicație. Fenechiu, cu toată dragostea, doamna Lasconi a terminat facultatea aia, multă, puțină, a reușit ea să facă la DEVA. După 5 ani de la terminarea facultății, a venit la București să dea licența. Mă rog, era la București deja și a venit momentul magic al licenței. Nu poți să spui că ai terminat facultatea la București, nu, nu la ASE. Nu poți, așa e. Ai venit într-o zi în satul cu miniștri, ai sărit linii de tramvai să nu te curenteze și te-ai dus la un examen. Nu pot să spui și s-a întâmplat, e prima care face treaba, dar vei fi prins la un moment dat. Repet, povestea este că în momentul când o folosești, nu te gândești că vei ajunge vreodată în situația respectivă. E o minciună care te urmărește, pornești pe treaba asta. Câți oameni... Da, dar de ce continui care... și persiști în ea? De ce nu încerci să o estompezi cât de cât în momentul în care ai ajuns la vârful unui partid politic meia și dorind să câștigi alegerile prezidențiale din primul tur? Paradoxul este că uneori ești prins mai ușor dacă rectifici, pentru că se uită presa și vede, vede a rectificat. Aha. Și data 20 de ani, când a vrut să ajungă consilier local, domne, ne-a mințit, sunt cazuri celebre, deci n-ar o să... De la bun început trebuie să te gândești ce se întâmplă dacă se află. Păi ce se întâmplă dacă eu mă dădeam acum profesor de franceză? Păi și ea o să iasă și o să spună, domnul colonel, ea o să iasă și o să spun. Securitatea, comuniștii, bandiții, oamenii răi, anti-europenii. Dar nu v-a dat răspuns la întrebare. Femeie, ce facultate ai terminat? Unde și cu ce mediu? Fiindcă și-a mințit și anturajul. Și nu de azi, de ieri. Domnul Fenechiu are dreptate. De vreo 20 de ani își minte anturajul. Acum se vede scandal la useriști. Nu când cred vedea că useriștii își bat capul cu freacuri de genul ăsta. Au probleme mai serioase decât diploma lui Lasconi. Eu nu înțeleg. Păi nu, stai un pic. Ei și-au făcut un titlu de glorie din a-l demoniza pe Ciolacu. Că ăsta e omul momentului. Da, cu diploma lui. De la BAC, de la NEBAC, de la ecologică, de la neecologică, da? Bine, și s-a bătut toba ca la balamu. Ăla nu e bun că a făcut școala târziu și greșit. Dar între Ciolacu și Lasconi, totuși, există o diferență majoră. Diferența majoră este că, totuși, se-i cauți astăzi diploma lui Ciolacu, da? După ce e parlamentar de 12 ani, a fost președintele Camerei de 2, a fost viceprim-ministru, a fost... e prim-ministru. Nimeni nu Păi nimeni n-a preocupat
preocupat problema asta preocupat, da? Zile, da. Lasconi e new entry în politica mare. Pentru da. Că ca primar putea spune că a terminat și Oxford. Că Bănescu la Câmpul Lung, da, nu cred că era... Nimeni. Nu cred că era o problemă pe tema respectivă. Da? Fierțe, bine, eu altceva nu Câmpul. Înțeleg. Eu nu înțeleg de ce te-ai apucat să minți în legătură da, cu cifrele. Pentru că ai colegi de facultate care au fost colegi cu tine, bă, unul care nu te place, pune mâna pe telefon, spune bă, la minte. Stai, bă, că l-a fost cu mine. Deci asta e de sau n-a fost. Da, uite, o întrebare. Eu sunt sigur absolvent de astea tehnice. Cred că mie îmi pun întrebări. Mă întreabă și pe mine lumea, că a văzut notele. De ce doamna Lasconi la management făcea desen tehnic? Există vreo explicație sau la Deva acolo să începea cu desen pentru tehnic? Pentru că în momentul când au fost, când au început aceste facultăți particulare, ele trebuiau să-și facă... Au băgat de toate. Trebuiau să-și facă o chestie, da? În care trebuie să... Și la începutul în 90... Eu au cred că explicația mai simplă. La Deva era un profesor de desen tehnic. Care trebuia să aibă și el ore la universitate, nu? I-au găsit un job domnului profesor. Pârvule, tu ai făcut, mă, desen tehnic la Școala Vieții sau n-ai făcut? Ai făcut? Desen tehnic pentru construcții, uite. Este sub istoria gândirii economice. Înseamnă că a terminat și Politehnica sau Facultatea de Construcții. Cred că are două facultăți. Da, are o disciplină care se numește organizarea spațiilor pentru comerț și mă gândesc că fiind vorba de organizarea unui spațiu trebuie să ai o minimă idee în legătură de desen tehnic. De desen tehnic. A, gata, mă, deci cum designer oprez, cum... de vitrine. Ceva de genul ăsta, da, pentru că are și comerț acolo. Ar fi putut să fie specialistă în comerț, nu? Da, de ce? Ar trebui să organizeze. Feng Shui-ul lăzilor de înghețată, că... nu? Dacă, în ciuda, dacă Coldea era în formă și în forță, nu s-a întâmplat chestia asta, nu? Era la cred că era avea note mai bune. Dacă nu, știu ce mă face, nu știu ce mă face să cred că Coldea a avut note mai mari decât Elena la Sucu. Eu cred că era prost. Eu cred că nu. Prost pregătit. Dar după aia și-a revenit, bă. Da, a avut un da, și-a revenit când a avut dirigente pe Băsescu, da. Dar omul n-ai văzut că și-a nu și-a luat bacul. Nu și-a luat bacul, mă, la. Domnul, am un producător bătrân, cărunt și fixist. El zice să ne oprim acum că urmează un subiect extrem de important pentru țară. Breaking news atunci. Elena Lasconi tună și fulgeră după ce parchetul european a luat în vizor mai multe firme private acuzate de fraudă pe bani europeni prin contracte derulate chiar cu primăria din Câmpul Lung. Primărița useristă joacă prost, dacă mă întrebați pe mine, cartea victimei, însă postările publice din mediul online o dau de gol și scot la iveală adevăratele interese și legături cu firmele acuzate de fraudă cu fonduri europene. Let's play! Într-o încercare de a se delimita de investigația parchetului european de la primăria Câmpul Lung, Elena Lasconi și ai săi au atacat în mass media oponenții politici PSD și PNL, acuzându-i de utilizarea unei rețete securistice pentru vicierea alegerilor. Din păcate, pentru doamna Elena Lasconi există dovezi publice care confirmă că personajele implicate în proiectele finanțate de Uniunea Europeană la Câmpul Lung sunt, de fapt, susținătorii Elenei Lasconi din campania electorală anterioară. Domnișoara poștoacă Iuliana Maria, care este în prezent doamna Tolbeș Iuliana, eroina primăriței Lasconi, este mătușa și nașa de botez a domnișoarei poștoacă Alexandra Elena, care este în prezent doamna Gianu Alexandra Elena. Doamna Gianu Alexandra Elena este administratorul firmei anchetată de parchetul european Posh Media Concept SRL. Firma este deținută de mama doamnei Gianu Alexandra Elena, doamna poștoacă de Spina, cumnata doamnei Tolbeș Iuliana. Deci vorbim despre legături de familie, nu doar de partid. În anul 2021, Elena Lasconi scria pe Facebook că doamna Tolbeș Iuliana este eroina ei. Tolbeș Iuliana este eroina mea, o iubesc din tot sufletul. Am avut onoarea și norocul să fie alături de mine încă de acum un an. Nu vă puteți imagina cât de mult m-a ajutat și cât suflet a pus în tot acest timp. Iuliana nu este membru USR Plus, nu face politică, pur și simplu a crezut în mine și în ceea ce vreau pentru Câmpul Lung. A fost cu mine la întâlniri pe stradă, l-a împărțit flyere, la discuții cu voi, e prima persoană care a donat pe website. Mai
mult, prin Iuliana l-am cunoscut pe Adrian și de aici începe călătoria mea în cea mai frumoasă campanie electorală din România. M-a ajutat cu toată grafica, spoturile electorale, flyerele și broșurile. Mulțumesc, Iuliana, mulțumesc, Adrian. Vă iubesc forever. În prezent, Tolbeș Iuliana îi face în mod activ campanie Elenei Lasconi, deși firma cumnatei sale este una dintre cele două firme anchetate de parchetul european pentru deturnarea fondurilor europene destinate reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Și Iuliana i-a făcut cunoștință lui Lasconi cu Adrian Țuluca, cel care a ajutat-o cu toată grafica, spoturile electorale, flyerele și broșurile din campania din 2020. Concluzionând, doamna Lasconi, Elena, a devenit primar în anul 2020 pentru că două persoane foarte apropiate i-au făcut gratis campanie electorală. Desigur, dacă această presupunere este falsă, doamna ar trebui să prezinte contractele de publicitate din 2020, precum și extrasele de cont din care să reiasă plata acestor contracte. Mai târziu, domnul Adrian Țuluca, prin intermediul uneia dintre cele 10 firme de publicitate pe care le deține, a obținut mai multe contracte de la primăria Câmpul Lung, condusă chiar de Elena Lasconi. Pentru a promova evenimentul Câmpul Lung 500, firma Brand New Servicii Comunicare SRL a încheiat mai multe contracte de publicitate pe 24 și 25 iunie 2021. Aceeași firmă, Brand New Servicii Comunicare SRL, a primit prin atribuire directă încă două contracte în anul 2022, respectiv anul 2023. Se pare că la Câmpul Lung a venit vremea recompenselor electorale odată cu proiectele finanțate din fonduri europene. Că eu înțeleg că domnul Țuluca e verișorul domnului Lasconi. Păi dacă l-a prezentat doamna eroina ei, Povărsu? Adrian, cum să îl prezinte Povărsu? L-a prezentat, a spus că doamna l-a prezentat. De eroina așa mea. Știu. Păi eroina mea a spus că doamna Lasconi a scris. Bine, doamna Lasconi a scris că a terminat ASEU la București. Așa că una... Da, domnul Fenechiu, deci unul îi face campanii și îi face și donații și după aia ia contracte de la păi primărie. Bravo, mă, dar e ceva gratis pe lumea asta? Al doilea prestează direct, uite, activ și după aia ia contracte. Taman dând banii aia. Și după aia vin niște procurori la primăria din Câmpul Moldovenesc și doamna Lasconi descoperă că Chioveși e PSD-istă și că lucrează. Nu este un conflict de interes niciuna din cele două ipoteze, atâta vreme cât nu există o problemă în legătură cu atribuirea celor contracte. Păi procurorii de la Parchetul European asta caută. Eu aș fi foarte rezervat și o să vă spun de ce. De ce, domnule? Mi-aduc aminte că în urmă cu 5 ani de zile fostul candidat, candidatul USR-ului, era într-un scandal asemănător. Așa. Și după vreun un an de zile s-a pus Batista pe țamba. Tot cu domnul persoane Bara, de favorizate, că aici exact să fură... Cel, mă scuzați, domnul Dovedesc. Tot cu fonduri europene. Pentru... Singura chestie că nu era domnul Căveș și era Lafu și Olafu, da? Dar tot de neau i-a deschis dosar. Sunt de acord. Și ne vom trezi, ascultați-mă, eu nu vreau să am pretenții că sunt prezicător. Ne vom trezi, ascultați-mă, că toată campania va fi următoarea. Îmi fac ce au făcut lui Barna. Veți vedea că asta, așa a și început. Iar dosarul ăsta nu se va termina până în alegeri. Deci tehnic e posibil ca... E posibil să-i facă chiar bine, da? Ea să pară o victimă, dacă ea și vine și spune, nenorociția de la PSD și la PNL ce ne fac. De parcă noi am avea vreo... Da, stați un pic, nenorociții de la PSD și de la PNL au dat contractul lui eroina mea? Dăm bani europeni? Dom'le, e evident că nu. Asta e evident că nu, dar eu spun care e retorica ei și care bine, este... Bine, nenorociții de la PSD și PNL sunt de vină și pentru diploma ei, nu? Probabil. Probabil că n-am verificat la timp. Securitatea, miliția și... Diferența este că lui Barna i-a optimizat dosarul, că l-a optimizat aici. Asta este... Și s-a terminat școala de optimizare? Nu. Funcționează. Păi? Îl optimizează și doamne. Zici că da? S-ar putea să fie terminat. S-ar putea să fie terminat. Tu... Adică la Barna erau faptele evidente, da? Da, și la Lasconi ți se pare că sunt departe de... Da, dar atunci era Coldea pe Val, era pe cai, nu? Că ăștia sunt creația lui. Dar ți se pare că Coldea cu e, nu știu, într-o situație dramatică a existenței lui? Da. Cu excepția faptului că arată cu asta de azur. În afară că face mișto de noi și de un bravă, dar este într-o situație dramatică. Zici Coldea va ajunge la pușcărie. Păi zis că Iorga Muraru nu e în stare, te contrazici sigur. Corect. Păi corect. Și cine îl va? O să schimbe procurorul. Zici tu? Da. Deci Coldea ajunge la pușcărie. Nu cred că au cum să schimbe procurorul. Dar de ce? Îl doare burta pe Voineac sau ce? Poftim? Îl doare burta pe Voineac? Iese Iorga la pensie, spre exemplu, și atunci vine al... Și vine al procuror, care chiar vrea să facă lumină. Știi ce e de
Ce e oribil în toată povestea asta și la Barnard și la firmele astea, că toate finanțările astea europene erau pentru persoane defavorizate. Da. Domnul Barnard constituise prin intermediul surorii, că mi-aduc aminte foarte bine, o firmă care urma să îi scoată din risc de excluziune pe acești oameni defavorizați. Să scoată din foame, cum să zice. Să-i școlească, să le găsească... Erau persoane cu dizabilități. Cu roditărie sau cu dizabilități. Și cu dizabilități. Mai grav. Și situație financiară. Da, da, atenție, erau și dizabilități. Să învețe să facă, să învețe o meserie și în final să-i ajute să-și ocupe un loc de muncă, să-și câștige o pâine atât cât se putea, potrivit stărilor fizice, mentale și așa mai departe. Aici, firmele astea care sunt acum în discuție, au accesat fonduri cu finanțare europeană, tot pentru persoane care sunt tot în risc de sărăcie, risc de excluziune, posibil și persoane cu dizabilități. Deci, bă, cum mai e posibil... Ca tocmai pe subiecte de astea atât de sensibile și care au atât de mare încărcătură emoțională, să te bucuri la banii care trebuie să ajungă la alții. Păi frate, nu am mamă, n-au tată. Deci, mă, nu merge așa. Mai mult de atât, și-a angajat și bărbatul la Parlament, tot pe banii. I l-a angajat moșteanul. Mai trebuie spus ceva. Te rog, Iosefina, că tu te-ai ocupat de, haide să spun, chinezii. Printre contractele de la cea primărie, alea cu Poș Media, am văzut că practic s-a dublat acel contract. Deci acel contract de publicitate de 100 și ceva de mii de lei pe care l-a primit inițial firma tovarășei lui Lasconi s-a încheiat în 2023 implementarea lui. În 2024 au refăcut din nou achiziția, e că au contractat din nou aceeași firmă să facă aceeași publicitate pentru a promova acele proiecte care sunt menite să-i ajute pe cetățeni să iasă din situația defavorizată în care se află. Acum, aici statul ar trebui să intervină, pentru că eu sunt sigură că avem situații de-astea în mai multe zone pe unde au fost băieții ăștia. Statul ar trebui să folosească aceste fonduri însuși, statul, prin DGASPC-uri, că de-aia avem DGASPC-uri, care ar trebui să se ocupe de ajutorarea oamenilor care au dizabilități, care se află în risc de, mă rog, de excluziune socială. Același stat, Iosefina, s-a angajat în fața înaltelor porți europene că va elimina pe cât se va putea implicarea DGASPC-ului și a lui, a sinelui, a statului, externalizând aceste activități către diverse companii private sau ONG-uri care vor să facă bine lumii. Da. ONG-ul e un lucru, cum să zic, adică la ONG poți să verifici anumite activități, au nevoie de o anumită vechime să acceseze fondurile europene, pe când o firmă de apartament care face publicitate, cum poate să-l ajute să se școlarizeze pe un tânăr cu dizabilități de etnie romă și eu știu ce alte probleme poate mai are. Adică e absurd să accepți astfel de persoane, promovează serviciile și firmele care prestează serviciile respective. În spatele acestei activități de promovare există firme care sunt profilate pe așa ceva? Pe organizarea de cursuri, de, eu știu, proiecte, să investi pe oamenii aia minimum, care le trebuie la vârsta lor, că nu sunt copii, să fie avizate, de adulți. Trebuie să fie avizate de către Ministerul Muncii, Educației. Deci le fac publicitate, bună ziua, gata, s-a rezolvat. Nu știu, dacă nu poți mâine să-ți faci o școală de bucătari. După cum se vede, poți. Nu poți. Da? Nu, că ai nevoie de un milion de autorizații. Ai nevoie de un milion de lucru, da? Chiar dacă ești un bucătar bun. Da? Barna ne demonstrează că se poate. Dacă vrei cu adevărat, poți. Trebuie să ai personal calificat, trebuie să ai spații pentru activități practice, trebuie să ai surse de aprovizionare cu materie primă, trebuie să ai utilaje, ustensile autorizate. Adică acolo poate că vin oameni care au probleme cu o mână, eu știu, nu pot să se țină bine pe picioare, nu văd bine. Deci chiar și aici niște reguli de securitate a muncii care trebuie implementate și respectate. Doamne, nu e ușor. Mă omor cu teoria. Mie mi se pare că le faci publicitate. La ce le faci publicitate? Există. La nimic, mai ai un ban de cheltuit pe proiectul respectiv. O parte se cheamă publicitatea proiectului. Om, i-a dat vreun proiectul nu există, dar există publicitatea. De orice ar fi el, de bucătar, de cofetar, de un de cofetar patiser la Deva. Să știi că explicația este foarte simplă și stă în picioare. Pentru ca mesajul să ajungă la om, el trebuie să fie transmis la om. Și ca să ajungă mesajul care este? Combatem excluziunea, marginalizarea, astea sunt firmele, așa, asta e proiectul. La câmpul lung sunt căzuți în combaterea excluziunii. Asta e partea de comunicare. Pă bune. În 10 secunde un nou episod controversat din viața și opera domnului Lascun. Presupunând că aș vrea să vă știu părerea. Ce ziceți de șunca asta nouă?
Parcă se topește în gura. Nu se topește, bă, nimic, că nu spun fuleți. Numai clișee și marketing aveți în cap. Mă, băieți, din pulpă iau numai jambon. Iar din jambon iau doar nucă și capac. Da, e bună. N-am mai mâncat așa ceva. Păi normal, o găsești la Praga și la mine. O sună de la ambasadă să le trimiși și lor. Am meșteșugit Matache, o nouă șuncă. Ai gustat-o? Pozează în tradiționalistă creștin-ortodoxă, dar declară că în USR e loc pentru toate minoritățile sexuale. Merge cu ie și năframă pe la hramuri de mănăstiri, mănâncă sarmale, ia bătrânii în brațe, apoi se duce la Antold, aduce menestreli în primărie ca să-i cânte ode, miroase a parfum de Coldea and Dumbravă și pariază pe ea Alexander Soros. Candidata USR Elena Valerica Lasconi, această Kamala de câmpul lui Mușel, un fel de firea, dar mai rea, a fost scoasă din joben de către generalul Florian Coldea, care își face planuri mărețe cu ea, având ambiții mult mai mari decât avea cu firea. Nu sunt omul sistemului. Una dintre marile calități ale candidatei USR este că minte precum respiră. Declarația sa inocentă, făcută după ce fostul jurnalist Silviu Mănăstire a întrebat-o dacă a fost sau nu consilier a fostului director al SRI Radu Timofte, a stârnit un val de reacții în mediul online. A urmat dezvăluirea publicate de colonelul în rezervă Daniela Iuliana Tobă, fosta șefa biroului de relații publice din STS. Ori de câte ori deschide gurița în ultima vreme, mimoza primăriță blondă Lenuța plânge cu mucișor pe piept că tot soiul de mizerii se vor spune ca să nu fie lăsată să ajungă în scaunul lui Iohannis. Așa o fi, dar acum pe bune. Niscai curățenie înainte de sărbătorile electorale ar trebui să-și facă și ea în ogradă. Bună oară, n-ar trebui să ascundă faptul că o scurtă perioadă de timp s-a ițit în curtea SRI pe post de consilier al lui Radu Timofte. Odihnească-se. O consilieră foarte, foarte, foarte apropiată. Așa zic gurile rele. Și a stat în SRI fix până ce serviciul i-a cumpărat de pe piața liberă un apartament de 45.000 de euro la banii de atunci și l-a vândut cu 15.000 de euro. Un frumos apartament cu două camere pe bulevardul Mihai Bravu. Lenuța l-a cumpărat cu toată suma la sacoșă, apoi a plecat din serviciu. Despre morți nu mai de bine, dar scandalul cu locuințele de serviciu din perioada de șefia lui Timofte îl știe toată lumea, iar blonda Lenuța e doar una dintre toți ei mulți care s-au ales cu locuințe luate de SRI pentru rude, amante și șmecheri din serviciu. Unii dintre ei care au cumpărat apartamente de serviciu au trebuit să le dea înapoi, atunci cu scandalul. Cei cărora li s-au cumpărat apartamente de pe piață au rămas cu ele, a scris Daniela Tobă. Pe mine mă recomandă faptele, nu relații, combinații. Iată însă că și alte informații apărute în spațiul public o dezbracă de secrete pe Kamala de Câmpul Lung. În 2001, Nuții Valerica obținea licența de economist la ASE București în profilul managementul turismului și comerțului, dar și ținea foarte aproape de ProTV și SRI. Era consilier al lui Radu Timofte, șeful SRI de atunci, era reporteriță, era studentă, era, dacă până în 2004 era reporter de teren, din acel an a fost sales manager la ProTV, adică pe comisie ioane de contracte de publicitate. Și ca să nu ziceți că nu o citesc pe Nuții Valerica, iată, dau un citat din ea, referitor la o perioadă de studiu cuprinsă între 2019-2020, aia cu pandemia. Am urmat cursuri absorție, legislație, reglementări, fonduri europene în țară și la Bruxelles, Renew Europe, o țară ca afară. Adică făcea naveta între Bruxelles și primăria Câmpul Lung și absorbea prin Belgia și prin... Salariul de la ProTV al Nuței Valerica era de 6.000 de lei, iar venit
venitul celui de-al doilea soț, avocat și consilier parlamentar în prezent, a fost, de exemplu, pe tot anul 2019 de doar 8.200 de lei. Cert este că Nuții Valerica are de plătit rate până în 2037 la un alt apartament cumpărat, că de așa de bine să nu bată la ochi. Și ca să nu uit, citez tot din Nuții Valerica: îmi place mult Chioveși, aș vota-o. Ea ca om îmi place, iar Maia Sandu are o căldură aparte. Ce a răspuns Elena Valerica Lasconi concret la toate aceste acuzații? Nimic. Sunt cinstită, muncitoare, nu sunt o trădătoare, sunt loială și nu sunt din sistem. Nu sunt cu combinații și nu mă manevrează nimeni cu sforicelele. Jură-te, bă, cartofi prăjiți. Dane, a fost sau n-a fost? Ea susține că nu și că a fost o confuzie făcută aia între ea și colega Carmen, ei, Carmen Tănăsescu. Carmen Tănăsescu devenise consilier și șefa... Nu era purtător de cuvânt. Nu, era cel pe zona de comunicare, da, consilier la Radu Timofte. Eu am citit ce a scris fosta purtătoare de cuvânt a SPP-ului. A STS-ului. Doamna Tobă, da. Da. Datele de acolo sunt extrem de exacte. Deci vorbește... Doamna zice că a fost amanta lui Timofte. Asta zice printre rânduri. Asta... Hai să traducem, da, oamenilor. Ai interpretat tu. Bă, să uite lumea la televizor. Oamenii așteaptă... o relație foarte, 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 foarte apropiată. Ce-i făcea cartofi prăjiți, vorba lui Ciutacu? Îi făcea bine. Păi poate îi făcea. Ce-i făcea bine? Îi făcea bine, păi a fost amanta, omul i-a cumpărat apartament, dar ca la multe amante. Ușor de zis, omul ai bord. Nu mai eu zic ce a zis doamna Tobă. Vreau să vă spun că în paralel, verificând și eu informația asta, am aflat cam același lucru, că a avut o relație, într-adevăr, extraconjugal, platonic. Nu știu acum, cum au trecut atâția ani. Credincioasă, era femeie măritată, era credincioasă, era cu Timofte. Nu știu, dar și Radu Timofte era o relație platonică extraconjugală. Da, fiecare cu... bazată pe principii și pe doctrine. Fiecare cu viața lui, dar în mod cert n-a fost încadrată ca și consilier. Dacă a fost încadrată, a fost într-un loc unde nu s-a aflat niciodată. În dormitor. Doamne ajută, luăm o scurtă pauză, domnule și domnule, după care revenim spectaculos și vă prezint cumpăna unui celebru multimilionar al României. Savan miraculos în spital și scos cu infecții de la privat. Asasinatul care a zguduit România și descoperirea momentului. Avem ora execuției și motivul crimei și totodată facem noi dezvăluiri bombă în această cauză. Probele care răstoarnă completa ancheta. Veți vedea anunțul procurorilor. Și șacarul vânător de femei, suspect de crime în serie. Tot ce ne lipsea pe ordinea de zi. Este un nou caz care a șocat chiar și pe criminaliști. Investigatorii România TV fac dezvăluiri de la locul ororilor. Și continuăm să comentăm umilirea profesorului Bulai după infarct. Circul în cătușe continuă. Nu în ultimul rând, incursiunea rușilor în România, cea ascunsă Arafat populației, mai ales de ce. Rămâneți în aici.